Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat că România nu are un termen limită pentru aderarea la spațiul Schengen, făcând referire la decizia cheie care va fi luată pe 8 decembrie de către Consiliul Justiției și Afaceri Interne al Uniunii Europene și că eforturile guvernului continuă până când acest obiectiv va fi îndeplinit. De asemenea, ministrul a vorbit despre discuțiile pe care el și ministrul de Interne Lucian Bode le-au avut cu oficiali europeni care și-au exprimat pozițiile împotriva extinderii Schengen. Salutare, dragii mei! Sincer să fiu, este o veste foarte bună. Aurescu declară că condițiile puse de premierul Olandei pentru acceptarea României în Schengen au fost îndeplinite. O să vedem imediat ce condiții impusese Olanda. O să vedem de asemenea ce a declarat și Suedia, pentru că știți că în urmă câteva zile un partid mai extremist din Suedia declarase că nu ar fi bine să primim România în Schengen, iarăși Austria a avut și ea câteva reticențe și cancelarul Austria a declarat că România nu este un stat care ar trebui să intre în Schengen din cauza că nu stă bine la controlul de imigranți care intră în România și după ar intra spre Occident. O să analizăm în următoarele minute ceea ce a spus și Bogdan Aurescu, ministrul nostru de externe, și o să vedem de ce acest lucru este o veste foarte bună și la ce să ne așteptăm de la Schengen pe 8 decembrie. Eu nu am detectat nicio modificare de poziție a domnului președinte. Dimpotrivă, ceea ce domnul președinte a spus întotdeauna a fost că nu trebuie să avem un anumit termen limită în minte, nu trebuie să ne uităm doar la data de 8 decembrie, care este data Consiliului Justiției și Afaceri Interne. Trebuie să lucrăm pentru un obiectiv, pentru un rezultat și să-l obținem. Nici eu, nici domnia sa nu am dat niciodată termene în acest sens. Cred în această cheie care trebuie citită, această declarație a dânsului. Ceea ce este important este că facem toate demersurile la toate nivelurile, atât cât depinde de România, pentru a putea să obținem un rezultat cât mai curând. Dacă este posibil în decembrie, cu atât mai bine. După cum zicea domnul președinte, există șanse relativ bune pentru o decizie până la finalul anului, dar pentru asta trebuie să lucrăm în continuare. În ceea ce privește Olanda, a avut premierul Rutte o vizită în România, apoi în discursul său din Parlamentul olandez a avut două condiții. Una dintre ele a fost un raport MCV pozitiv, iar raportul de pe 22 noiembrie a fost pozitiv. O a doua condiție a fost o nouă misiune de evaluare la nivel de experți în România ca să verifice anumite elemente ale acuizului Schengen. Noi am avut o primă misiune de evaluare în perioada 9-11 octombrie, la care la acel moment experți olandezi nu au participat. Acel raport a fost foarte cuprinzător, misiunea s-a uitat la aproape toate domeniile la care trebuie să ne raportăm când vorbim de aplicarea acuizului Schengen, iar în final concluziile au fost extrem de pozitive. Cu toate acestea, pentru că a existat această preocupare a Olandei, noi am organizat împreună cu Comisia Europeană și cu număr de alte state membre încă o emisiune de evaluare care s-a desfășurat pe 17 noiembrie. Misiunea s-a uitat la trei domenii: protecția datelor, aspecte care țin de cooperarea în materie penală și la modalitățile prin care știm să emitem vize Schengen. Această ultimă componentă s-a desfășurat la Consulatul General al României de la Istanbul, iar primele două componente au fost examinate la București, în discuții cu autoritățile române. Și raportul celei de-a doua misiuni de experți, care s-a desfășurat pe 17 noiembrie la București și Istanbul, a fost pozitiv, foarte bun. A fost făcut public pe 23 noiembrie. Prin urmare, în acest moment, din perspectiva României, cele două condiții care au fost puse de către premierul Olandei, noi considerăm că sunt îndeplinite. În ceea ce privește Suedia, am stat permanent în contact cu omologul meu, ministrul de externe suedez, și am confirmat în repetate rânduri că guvernul din Suedia susține aderarea României la spațiul Schengen. Există o problemă în Parlament cu privire la poziția Partidului Social Democrat de opoziție. Am discutat și cu reprezentanța ai Partidului Social Democrat de opoziție, inclusiv în săptămâna care tocmai se încheie. Marți am avut o discuție cu unul din liderii Partidului Suedez și am exprimat încă o dată toate argumentele și toate datele care susțin aderarea României la spațiul Schengen. Sperăm de asemenea că și acolo să existe o soluție care să fie favorabilă României. În ceea ce privește Austria, domnul ministru Bode a fost la Viena și a discutat cu omologul său.
Vineri a avut loc la Bruxelles un consiliu JAI extraordinar în care au fost deja luate în considerare o serie dintre preocupările Austriei. Austria a spus foarte clar că noi nu avem o problemă neapărat cu România, ci cu unele instituții europene care nu se uită suficient de atent la preocupări legate de migrații ale Austriei. Domnul ministru Bode a discutat și cu omologii săi din nou și la Consiliul JAI. La rândul meu am discutat cu ministrul de externe austriac, atât vinerea din săptămâna trecută, cât și chiar astăzi. Continuăm demersurile noastre pentru a explica poziția României. Noi controlăm acest fenomen al migrației. Datele pe care le avem din toate rapoartele Frontex arată că România nu este pe vreo rută de migrație. Nu suntem pe așa numita rută balcanică a migrației. Nu suntem nici sursă de migrație. Dimpotrivă, controlăm foarte bine migrația. Din perspectiva ministrului de externe al Austriei, pentru că s-a exprimat public, există o așteptare din partea Austriei că la nivelul Comisiei Europene să fie acordat o atenție mai mare zonei balcanice, rutei balcanice de migrație, care produce efecte în ceea ce privește Austria. La Consiliul JAI de vineri deja a fost anunțat un plan de acțiune privind migrația prin Balcanii de Vest, pe care Comisia Europeană îl va finaliza în perioada următoare. Eu sper că aceste elemente concrete să răspundă la preocupările părții austriece pe acest dosar. Partea austriacă cunoaște foarte bine că suntem pregătiți când îndeplinim condițiile pentru a adera la spațiul Schengen. Eu nu am spus niciodată vreodată, nu am arătat nici optimism, nici pesimism, eu prefer să fiu realist și să fac demersuri. Există în continuare relativ bune șanse pentru o decizie pozitivă. Ceea ce este important este să ajungem la acest obiectiv. Este posibil ca acest lucru să se întâmple până la finalul anului. La fel de bine, noi trebuie să continuăm demersurile noastre pentru a ajunge la acest rezultat, a afirmat ministrul de externe Bogdan Aurescu. Vicecancelor austriac Werner Kogler a declarat că susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen după declarațiile făcute anterior de cancelarul Nehammer și ministrul de interne Gerhard Karner, care au dat de înțeles că Austria se opune aderării. Austria susține în continuare oficial Croația, precum și România și Bulgaria, aderarea la spațiul Schengen, a declarat Kogler. Ministrul român de interne Lucian Bode a mers la Viena pentru a discuta personal cu Karner despre aderarea României la Schengen, iar omologul său bulgar Ivan Demerdeschev l-a sunat pe ministrul austriac. Președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene a făcut din extinderea Schengen una dintre prioritățile sale principale și dorește ca aceasta să fie votată la reuniunea miniștrilor de interne ai Uniunii Europene din 8 decembrie. Prelungirea necesită unanimitate între statele membre Schengen. Spațiul Schengen include toate țările Uniunii Europene, cu excepția Bulgariei, Irlandei, Croației, României și Ciprului, precum și a patru țări din afara Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Cam atât a fost, dragii mei, și acest material. Voi ce părere aveți de discursul ministrului de externe Bogdan Aurescu cu privire la faptul că România ar fi îndeplinit condițiile pe care Olanda le-a impus pentru a da votul da referitor la intrarea României în spațiul Schengen? Eu sunt de părere că România va intra în acest spațiu Schengen. O să aflăm cu siguranță pe 8 decembrie unde o să avem acolo un vot mai decisiv, dacă pot să spun, dar sunt curios de răspunsul tău dacă tu consideri că România va intra în spațiul Schengen. Revenim cu noi materiale și vă doresc mult succes în absolut tot ceea ce faceți.